În cursul serii trecute, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Toponiței, o șoferiță a croșat un pieton care se angajase să traverseze strada. Seara trecută, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Toponiței, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o tânără de 18 ani din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecția cu strada Toponiței, a acroșat un pieton, o femeie în vârstă de 51 de ani. Spune-mi, te rog, mai multe detalii de la accident. Eram în parcarea din fața peniului cu niște prieteni. Iar la un moment dat am auzit o bubuitură din spatele nostru, din spre intersecție, ne-am întors, am văzut o persoană clar lovită de mașină, era întinsă pe jos, n-am știut ce s-a întâmplat, așa că ne-am apropiat de locul incidentului. Când am ajuns acolo, am observat că persoana era întinsă pe jos, încă respira, părea ca fiind fost o lovitură destul de puternică, deoarece parbrizul mașinii era spart și... Da... Ceea ce e bine este că ambulanța a ajuns la scurt timp. Din accident a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Bun. Doamna doctor, ce ne puteți spune? Ce pacientă ați preluat? Pacient în vârstă de 50 de ani, victima unui accident rutier, cu traumatism cranian, hematom, plagă deschisă, frontoparietală stângă, fractură treime inferioară antebraț drept, fractură cot drept, foarte agitată, conștientă, dar necooperantă. A fost transportată la... A fost transportată la urgență, urmează investigațiile și... Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și se continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.